Ok, salut! Bine v-am găsit la un nou episod din vlog de ITist, Astăzi vreau să vorbesc despre PFA și SRL, dar mi s-a părut că nu e un subiect foarte bun, pentru că mulți dintre voi mă urmăriți pentru a învăța mai multe despre programare, despre viața de it legată de ceea ce faci tu zi de zi, nu neapărat de diverse lucruri, precum chestii legale, legi, impozite și prostii de genul ăsta. Așa că, neavând un subiect pregătit foarte bine pe astăzi, am decis să fac un sumar al activității mele de pe YouTube, pentru că am trecut de limita pe care mi-am impus-o, de 10 videouri. În acest moment cred că am în jur de 2 secunde să verific. Ok, am verificat în acest moment, am 11 videouri în playlistul Vlog de IT, un video în playlistul de Startup și încă un video în playlistul de Online Play. Bun, ce, ce mi-am propus eu când am început acest canal a fost să postez 10 videouri legate de viața de IT și să văd ce feedback primesc în urma acestor videouri. Cât subscriber reușesc să atrag, câte vizualizări și toate aceste cifre să văd la ce nivel se ridică și dacă merită să continui să fac acest lucru. Și statisticile mele stau cam așa. În cele aproximativ două luni de când am început să postez, am reușit să ajung la fabuloasa sumă de 33 de subscriberi și asta din cauza unor lucruri pe care eu nu le-am făcut. Nu v-am cerut vouă să vă, să vă abonați canalului, să dați share, să dați like-uri, la fel cum fac alți vloggeri mai cunoscuți și cu mai mulți subscriber. Nu mi s-a părut că e chiar ok să fac acest lucru încă de la început și nici nu mi se pare foarte ok să-l fac destul de des în viitor. Pe lângă numărul de subscriber am reușit să ajung la aproximativ 2000 de vizualizări în total la toate videoclipurile mele e o sumă destul de mică, mi se pare, deși cam toate videourile au trecut de 33 de vizualizări, adică m-au văzut mai mulți oameni decât cei abonați sau cei abonați s-au uitat de mai multe ori și deci numărul de vizualizări arată că mult mai multă lume se uită la mine decât sunt abonați la canal, ceea ce din nou nu mi se pare un lucru foarte bun. Uh, și ar trebui să-i aduc cumva pe acei oameni care se uită în uh, grădina abonaților, dacă pot să spun așa. Când vine vorba de bani, ce vă pot spune, uh, canalul meu se încadrează în uh, tipologia generală a unui canal de YouTube din România, adică uh, o sumă medie, când vine vorba de venituri în România, este în jur de 200 de dolari, pentru un milion de vizualizări. Având în vedere că eu am 2000 de vizualizări, suma se învârte undeva la 30-40 de cenți. Numărul de like-uri este destul de constant, între 3 și 5-6 like-uri per video, ceea ce iară este foarte ciudat pentru că am 33 de subscriberi. Ce vor mai putea interesa este care videouri au fost mai urmărite și de ce. Și am aici o listă în fața mea, lista de pe YouTube care îmi spune că uh, episodul cu salariile din IT, episodul numărul 1 a avut uh, cel mai mare număr de minute vizualizate, aproape 1200 de minute. Aia este destul de mult, e la distanță foarte mare de al doilea video care este tot despre salarii. Și apoi vine videoul despre studii iar apoi episodul din Online's Best cu Cristi Brâncovan. Dacă filtrez aici după vizualizări, o să observ că cele mai multe vizualizări l-a avut videoul cu Cristi Brâncovan de la Timișoara, Online's Best, despre țiganii care fură din autobuz. Acel video a avut peste 470 de vizualizări la o distanță foarte mare de Aproape 200 de vizualizări, față de următorul clasat, și anume salariile din IT. Acest lucru mi-arată o chestie care mă deprimă puțin când mă gândesc că ar trebui să postez mai des sau ar trebui să-mi cresc cumva canalul. Nu există o nișă foarte bună pe conținutul serios în România. Observa că scandalurile, țiganii, provocări nebune, ilies vlog și toate lucrurile de genul acesta care sunt adresate cumva copiilor, tinerilor, prind foarte, foarte bine și acele atrag cele mai multe vizualizări, cel mai mare bază în social media, cele mai multe vizite, cele mai multe, cele mai multe minute de uh, urmărite. Și asta mă pune pe gânduri. Uh, M-am gândit chiar de mai multe ori înainte să fac acest video dacă ar trebui să continui pe acest stil, pe vlog de IT, pe lucruri serioase, pe programare, pe testare, pe tutoriale poate în viitor. Și acum, nu știu, există așa un mare semn de întrebare legat de viitorul acestui canal. Încă o problemă pe care am observat-o de când am început să postez pe YouTube este timpul de care ai nevoie. Știu că toate aceste canale de care vorbeam înainte, care produc un conținut mai low level, dacă aș putea să-i spun așa, nu au nevoie de un script înainte, eu trebuie să stau puțin, să-mi organizez ideile, să mă documentez puțin legat de un anumit subiect, lucru care mi-a, nu știu, jumătate, de oră, o oră, două, poate în anumite, ca... în anumite cazuri. Apoi, pe lângă asta, partea de filmat. Aceea este, cred că, cea mai ușoară parte. În cazul meu durează undeva între 20 și 30 de minute parte efectivă de filmare pentru un episod care are între 7 și 12 minute pe YouTube, un episod final. Și, iarăși, partea care mă enervează foarte mult este editarea, care mi-a câteva ore, depinde cât de mult vreau eu să petrec pe parte de editare, uneori unele episoade sunt mai sunt mai repezite așa. Nu am stat să lucrez la fiecare detaliu. Unele episoade sunt uh, editate mai în detaliu, sunt niște tăieturi mai exacte făcute pe ele, este prelucrat sunetul mult mai bine. Uh, lumina din nou, îmi face uneori probleme și trebuie să o ajustez și îți ia foarte, foarte mult timp ca să postezi un asemenea episod de 10 minute, să zic, de 7, 10, 12 minute. Mă gândesc foarte mult dacă nu aș putea să folosesc acest timp pentru a scrie pe un blog, pentru că acolo, în cele, nu știu, 6, 7 ore necesare unui video pe YouTube, aș putea să scriu 2, 3 articole la fel de bune ca un video, doar că vor trebui citite de către voi. Nu veți putea să vă uitați pe telefon sau pe televizor. De fapt, ați putea să vă uitați, dar trebuie să le citiți. Și nu știu asta cât de, cât de mult vă ajută. Nu știu cât de mult contează să ai uh, un conținut mai serios legat de IT, de programare, de tutoriale, să l-ai informat video sau să l-ai informat scris. Nu știu cât de bine e asta. Și am să vă rog în comentarii să-mi scrieți părerea voastră despre acest lucru. Ok și încă un lucru legat de acest canal de YouTube este faptul că nu pot să îl promovez exact așa cum mi-aș dori pentru că în primul rând nu dispun de resursele necesare, adică timp, poate chiar și bani. Uh, și nu, nu doresc să-l fac foarte public pentru că nu am ajuns încă la un nivel uh, care să mă mulțumească pe mine calitativ pentru videouri. Mi se pare că toate aceste videouri care le -am, pe care le-am postat până acum sunt uh, atât de bune pe cât mi-aș dori eu și nu cred că ele ar trebui să ajungă în fața anumitor oameni sau a majorității oamenilor interesați de aceste subiecte. Și acum, la sfârșit, aș vrea să vă întreb și pe voi care este părerea legată de vlog de IT, dacă doriți să continui, ce subiecte ați dori să abordezi și, în general, aștept orice feedback de la voi și orice propunere. Și de asemenea, dacă aveți sugestii pentru a ușura cât mai mult realizarea acestor clipuri, Uh, cu mare drag aș vrea să le, să le aud și să le folosesc. Mersi, vă salut și ne auzim data viitoare!